În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucenici părinți împreună slujitori în Hristos, iubiți credincioși, ne aflăm în Duminica a patra a Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști. Și Sfinții Părinți ai Bisericii au stabilit ca în Duminica aceasta să se facă pomenire de două evenimente, așa cum ați ascultat și în cele două pericope evanghelice care s-au citit. Pericopa de la Sfântul Evanghelist Marcu, prima, iar cealaltă un fragment din predica de pe munte cu fericirile de la Sfântul Evanghelist Matei la capitolul 5. Prin pericopa evanghelică de la Marcu, prima pe care am ascultat-o, ni se istorisește minunea vindecării unui tânăr demonizat, unui tânăr stăpânit de un duh rău, care a fost adus de un tată îndurerat, cu inima sfâșiată de durere, dar și de neputință în fața acestei cutremurătoare boli de care suferea fiul său, a fost adus la Sfinții Apostoli și în fața Mântuitorului Hristos ca să-l poată vindeca. Dacă poți face ceva, ajută-ne nouă, spunea tatăl plin de durere. L-au adus întâi pe tânărul acesta stăpânit de duhuri rele, care avea și un comportament fioros. L-au adus întâi la Sfinții Apostoli. Tatăl, poate și dintr-o delicatețe deosebită, să nu-L supere pe Mântuitorul Hristos în mod direct. Dar apostolii, consemnează Sfântul Evanghelist, n-au putut să scoată Duhul cel rău din acest tânăr, încătușat și înrobit de puterea vrăjmașului. Atunci, având curaj, a venit chiar în fața Mântuitorului, și cu oarecare ezitare în sufletul său, zicând, dacă ucenicii n-au putut, oare va putea învățătorul? Că așa îl socoteau pe Mântuitorul Hristos, nu ca Fiul al lui Dumnezeu cel întrupat, ci ca unul din proroci, care face fapte și fapte minunate și are o învățătură deosebită. Mântuitorul însă, privind cu iubire milostivă și cu putere cu puterea sa dumnezeiască pe care o avea, înțelegând durerea acestui tată, dar dând și o lecție de credință apostolilor, tatălui copilului și tuturor mulțimilor care erau de față, îl vindecă pe acest tânăr, scoțând pe duhul cel vrăjmaș din ființa lui. Mântuitorul Hristos însă constată cu acest prilej, și foarte important acest aspect, că atât tatăl copilului cât și apostolii aveau mai puțină credință. Nu putem spune că erau necredincioși. Desigur, pentru că chiar și tatăl mărturisește, zice, dacă poți ceva, adresându-se Mântuitorului, ajută necredinței mele. Că Mântuitorul îi spune la început, zice, toate sunt cu putință celui care crede, dar nu orice credință. Mântuitorul cerea acum de la ei o credință puternică, căci numai așa putea cineva să scoată duhurile cele rele din oameni, având, desigur, harul și puterea lui Dumnezeu. Ne-am fi întrebat, oare de ce apostolii n-au putut? Puterea deplină o vor primi Sfinții Apostoli abia după învierea Mântuitorului. Până atunci îi trimite în multe misiuni de probă și într-adevăr făceau și ei minuni. Scoteau demoni, tămăduiau pe cei bolnavi. Dar le spune Mântuitorul, nu vă bucurați că duhurile vi se apleacă vouă și ies din oameni, ci bucurați-vă că numele vostru este scris în cartea împărăției lui Dumnezeu. Abia după înviere și după coborârea Duhului Sfânt i-au primit puterea deplină. Cum spune Mântuitorul, vă dau putere să călcați
peste scorpi și peste șerpi și peste toată puterea potrivnicului și nimic nu va fi vouă cu neputință. Cu acest prilej vedem că Mântuitorul îl vindecă pe tânărul acesta de boala de care o suferea, dar îi vindecă de puțină credință și pe tatăl copilului și pe apostoli, care în prima fază n-au putut să scoată pe Duhul cel rău. Cu acest prilej Mântuitorul face o subliniere foarte importantă, spunând că în lupta cu duhurile cele rele, pe lângă credință puternică, nu șovăielnică sau îndoielnică, mai trebuie și post și rugăciune. Iată un imperativ pentru vremea pe care o străbatem acum, că suntem la mijlocul Sfântului și Marelui Post. Post și rugăciune, sublinează, zice, acest neam de demoni nu iese cu nimic, chiar și cu credință puternică nu iese, ci trebuie și post și rugăciune. Două arme puternice, sublinează aici Mântuitorul, care poate să alunge duhurile cele rele din simțurile, din mintea și din inima omului, adică din ființa lui întreagă. Iubiți credincioși, tot astăzi Sfânta Biserică pomenește pe o figură luminoasă, pe un chip duhovnicesc al pustiului, pe Sfântul Ioan Scărarul, autorul unei opere, unei cărți, intitulată Scara Raiului. Pentru că Sfântul Ioan Scăraru a intuit și a scris lucrarea aceasta despre urcușul duhovnicesc la care sunt chemați nu numai monachii, ci și mireni, adică orice creștin. Cu atât mai mult în această perioadă a Sfântului Post, suntem chemați cu toții la un urcuș duhovnicesc. Și Sfântul Ioan Scăraru, sau Sinaitul se mai numește, vom vedea de ce, prin lucrarea sa consemnează niște trepte de urcuș pentru fiecare dintre noi. 30 de trepte înfățișează Sfântul Ioan Scărar în opera sa, prin care omul, lepădându-se de patim, de cele trecătoare ale lumii, sunt primele trepte, să nu credem că sunt ultimele, sunt primele trepte, urcă pe urmă, treaptă cu treaptă, spre întâlnirea sa cu Dumnezeu, sau din virtute în virtute, lepădând patimile și apucăturile cele rele și în ogorul sufletului său sădind floarea virtuților care îl ridică și îl apropie pe om de Dumnezeu. Nu numai că îl ridică, dar îl apropie. Când urci o scară, te gândești și la capătul scării, ce găsești acolo și cine e acolo. Acolo este Hristos. Așa este înfățișată în iconografia bizantină scara Sfântului Ioan Scăraru. Mulți nevoitori urcă pe aceste trepte. Alții mai cad pe treptele de mai de jos, alții cad la treptele superioare, pentru că n-au statornicie în credință, iar virtutea pe care o au de multe ori nu le asigură parcursul întregului traseu. Dar acolo, la capătul scării, este Hristos, care așteaptă pe fiecare nevoitor, pe fiecare care s-a angajat pe această scară către Rai. De aceea spune Scara Raiului. E o scară care ne duce de la cele pământești trecătoare spre cele cerești nemuritoare și veșnice. Acolo este Hristos și încununează pe fiecare nevoitor care ajunge acolo sus, la ultimele, și își împropriază în ființa sa ultimele mari virtuți teologice, cele trei, credința, nădejdea și dragostea. Asta nu semnează că pe traseul scării nu e nevoie de credință, ci numai când ajungem la scara 27 sau 28, că sunt, în concepția Sfântului Ioan Scăraru, sunt 30 de trepte. După cei 30 de ani ai Mântuitorului Hristos, când a început activitatea sa de propovăduire a Evangheliei. Că Mântuitorul Hristos a trăit 33 de ani și ceva
activitatea sa fiind încununată cu pătimirile sale, moartea pe cruce, învierea și înălțarea sa la cer. Date despre învățătura și despre viața Sfântului Ioan Scăraru, acest mare nevoitor al pustiului, acest chip înduhovnicit care a marcat începutul secolului 7 după Hristos, iar prin lucrarea sa a dat un îndreptar de viață duhovnicească și pentru monahi și pentru creștini, spun date despre viața sa, aflăm de la un biograf al său, un călugăr de la mănăstirea Rait, și această mănăstire tot în zona muntelui Sinai. De ce se numește Sfântul Ioan Scăraru? Că e autorul scării, dar el se mai numește și Sinaitul. Că viața sa a petrecut-o și este legată de mănăstirea Sfântă Ecaterina din Sinai, peninsula aceea din Egipt, muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, în rugul care ardea și nu se mistuia. Acest rug există și astăzi. Rădăcinile lui sunt sub un paraclis micus, atașat de Sfântul Altar, unde nu poți să intri decât desculți, te descalzi de încălțămintea pământească pe care o ai. Așa cum i-a spus Dumnezeu lui Moise, Moise, descalță-ți încălțămintea, că pământul pe care stai este sfânt. Așa i-a vorbit Dumnezeu lui Moise, acolo pe Sinai, unde mai târziu Sfânta Elena împărăteasa și mai târziu Justinian, împăratul Bizanțului, a ridicat mănăstirea care există și astăzi. Tot pe muntele Sinai, acum pe culmea muntelui Sinai, s-a arătat Dumnezeu și s-a descoperit lui Moise, după ce l-a trimis și a scos poporul din robia Egiptului și l-a trecut în chim minunat pe Marea Roce, care este în apropiere. A urcat, conducând poporul, pe urmă Dumnezeu a poruncit și a urcat Moise pe munte și a primit tablele legii, decalogul. De aceea, în mănăstirea aceasta a Sfintei Caterina, unde, căci mai târziu, s-au așezat și moaștele Sfintei Mare Mucenițe Caterina, care există și astăzi în această mănăstire, care a dat, spun patrologii, peste 150 de monahi luminați, între care Sfântul Ioan Sinaitul, autorul scării, Sfântul Grigore Sinaitul și alți sfinți părinți și mari duhovnici care au marcat și și-au înscris numele în istoria spiritualității ortodoxe. Între aceștia este și Sfântul pe care Biserica îl pomenește astăzi. Iar îndui două zile, duminica a patra din post și pe 30 martie, peste câteva zile, îi se face și pomenirea de Minei, pomenirea de Sinaxar. Deci vedeți, iubiți credincioși, cum Sfântul Ioan Scărarul, prin opera pe care a lăsat-o, ca un îndreptar pentru monahi și pentru mireni, a înscris un capitol extraordinar în spiritualitatea ortodoxă, neîntrecut până astăzi. Opera s-a rămas valabilă. Sunt mănăstiri și astăzi, care în perioada aceasta apostolii au citiri din scara Sfântului Ioan Scăraru. A fost o rânduială implementată încă de Sfântul Paisie de la Neamț, în mănăstirile românești, unde circulau manuscrise cu opera Sfântului Ioan Scăraru și se citea la Secu, la Dragomirna și la Neamț. În această perioadă apostolului se citea din câte un capitol sau câte o treaptă. În limba slavonă se numește scara, se numește Leazvița. Mai întâlniți această numire, iar treptele se numesc stepene. Deci se citeau stepenele Leazviței. Unii nu înțelegeau despre ce era vorba. Erau trepte din opera Sfântului Ioan Scăraru, din lucrarea lui intitulată, așa cum am spus la început, Scara Raiului. Un călugăr, Daniel, de la mănăstirea Rait, o mănăstire tot în masivul acela al Sinaiului, nu departe. De la el aflăm date biografice despre Sfântul Ioan Scăraru.
palestinian de neam, om de o cultură deosebită, un tânăr care de la 16 ani intră în viața monahală și cunoaște pentru 20 de ani munca și rugăciunea, ascultarea, viața aspră a călugărilor din Sinai. Nu e o viață comodă la Sinai. E un pustiu muntos, vârful muntelui unde Moise a primit tablele legii, are o înălțime de vreo 2400 sau 600 de metri, iar pe un platou, puțin mai jos acolo, este așezată mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai. Nu sunt munții acoperiți cu păduri ca la noi, sau cu iarbă, cu verdeață. Aici, acolo, există câte o oază, cum este și în jurul mănăstirii, cu niște finici, puțină verdeață și eventual un izvor de apă, pentru ca să aibă monahii apă de băut. Ei se îndelenicesc cu rugăciunea, cu ascultări, de mai multe feluri, iar mănăstirea Sfântei Ecaterina subliniază acest aspect. De când a fost ea înființată, a avut viață neîntreruptă, deși a fost amenințată de triburi barbare, de arabi, a fost cinstită și de sultanii turci prin firmane, să nu se atingă nimeni de monahii și de viața mănăstirească, acestor oameni care au renunțat la multe ale vieților și și-au închinat viața urmării lui Hristos. După ce petrece mai bine de 20 de ani în mănăstire, în ascultare, se face pildă multor monahi, se retrage pentru o viață mai aspră, pentru mai multe nevoințe. Și poate unii vă mirați, 40 de ani, pe o vale tot în Sinai, pe o vale pustie, în pustiul Tola, 40 de ani de viață pusnicească, când și când cobora în mănăstire, să se întâlnească cu frații, să ia parte la Sfânta Liturghie și să se împărtășească. Chipul său strălucit a făcut soborul mănăstirii Sinai să-l aleagă egumen. Nu pentru mulți ani, doar pentru 4 ani și ceva. Căci atunci când împlinea 80 de ani, după ce a fost câțiva egumen, adică starețul mănăstirii Sinai, acest chip luminos, acest tisihas al ortodoxiei, a trecut la Domnul și astăzi ne privește de undeva, dintre stele, din locașurile cele cerești, dar mulțumit pentru viața pe care a avut-o, dar mai ales pentru ceea ce a lăsat urmașilor săi. De aceea este pomenit în toată lumea ortodoxă, lumea greacă, lumea arabă, lumea slavă, ortodoxia românească, îl pomenim astăzi pe Sfântul Ioan Scăraru. Iubiți credincioși, nu intrăm în multe amănunte, dar nu putem încheia fără să subliniem faptul că prin lucrarea sa, Sfântul Ioan Scăraru a înfățișat întreaga nevoință a omului, ca pe o scară la care suntem chemați să urcăm de la pământ la cer, treaptă cu treaptă. Toți cei care râvnesc să dobândească prin har asemănarea cu Dumnezeu. Cei angajați pe această treaptă străbat de fapt, după spiritualitatea ortodoxă, 3 etape. Se începe cu despătimirea omului. Obiceiurile rele, patimile și păcatele întâi trebuie scoase ca să te poți angaja pe această scară către rai. Pe urmă agonisești virtuțile. Deci de la despătimire, urcând pe urmă din virtute în virtute, ajungi la, cum spun părinții, la teorie, la contemplație, la vederea și la înțelegerea lucrurilor duhovnicești și a lucrurilor dumnezeiești, pe care harul lui Hristos, harul lui Dumnezeu, ți le dă, pentru că ținoiești sau îți modelezi ființa ta lăuntrică după harul lui Dumnezeu și devii vas ales al harului lui Dumnezeu. Și această urcare nu se oprește undeva,
Viața duhovnicească ortodoxă are o dinamică lăuntrică. Urci din treaptă în treaptă și te reverși din har în har către Dumnezeu, până ajungi să te unești cu El. Prin cele trei virtuți, credința, nădejdea și dragostea, ajungi la dragoste, la agapi și ajungi la apatie. Apatia în limba greacă însemnează nemișcare spre o vreo pătimire. Atât de consolidat rămâne omul în bine, sau duhovnicul, sau monahul care urcă și ajunge la treptele superioare ale scării, încât dobândește apatia în dar, e un dar al lui Dumnezeu aici. Nu mai este mișcat de nimic spre rău, nu mai este biruită firea lui de nimic, ci totul devine foc arzător și se contopește cu Dumnezeu dragoste. El devine dragoste și se unește cu Dumnezeu dragoste, pentru că în limba greacă se spune Oteos agapi estin, adică Dumnezeu este dragoste, și ne unim cu El nu jos, ci la vârful scării. Pentru cine poate să o urce până acolo, treaptă cu treaptă, cere multă nevoință. Este, de fapt, scara, să zicem, scărarul, o golgotă a ascezei ortodoxe, s-ar putea numi. Și poate nu greșim dacă o numim așa. Pentru că, în primul rând, te lepezi de păcate, de patimi și de toate răutățile care strică viața și prin virtuți te apropii de Dumnezeu, prin smerenie, prin rugăciune, prin ascultare, prin post, prin iertare. Vedeți câte trepte sunt, enumăr doar câteva. Prin bunătate, iertare, ascultare, nepătimire, plânsul pentru păcate. Câți plângem, mai plângem azi pentru păcate? Am ars cu vreo lacrimă de-a noastră, vreo apucătură rea din ființa noastră și să ne îndreptăm după modelul Sfinților Părinți? Ei rămân modele pentru noi. E greu când mergi pe un drum care nu-i jalonat de nimic, dar Sfinții Părinți, aceste echipuri duhovnicești, inclusiv Sfântul Ioan Scăraru sau Sinaitul, rămân borne, rămân jaloane pe drumul nostru. Deci avem înaintași. Urmați să le urmăm drumul, să le urmăm credința, să le urmăm nevoința. Într-adevăr, este greu, dar atât cât putem, pentru că Dumnezeu privește la efortul pe care îl face fiecare, după puterile Lui. Dar dacă poți urca 3-4 trepte către Dumnezeu, urcă-le, nu abandona lupta. Într-adevăr, sunt și ispitele, sunt vrăjmașii care ne trag cu cârligul în jos, să nu urcăm spre Dumnezeu. Dar pe partea cealaltă de-a scării sunt și îngerii care ne mai dau câte un impuls, ne ajută să urcăm. Suntem la treapta 10-a, să ajungem la 15-a, la 20-a, la 25-a și să ajungem sus. Au ajuns atâția cât avem zugrăviți în biserică și mulți alții. Adică sfinții care ne înconjoară sunt cei care au săvârșit acest urcuș duhovnicesc spre Dumnezeu. Iubiți credincioși, se poate vorbi mult despre scara Sfântească Rarul, despre această lucrare mare a ortodoxiei, dar și despre nevoința la care suntem chemați fiecare dintre noi. Astăzi, în vremea în care trăim, în climatul de, aș zice, de deșert spiritual, în care trăiește omul contemporan, cu ispitele, provocările, capcanele și înrobirile care ne înconjoară, această lucrare a Sfântului Ioan Scăraru rămâne o oază de apă vie, o oază de lumină, o oază de trăire duhovnicească, o normă călăuzitoare pentru fiecare dintre noi pe marea acestei vieți, spre limanul păcii și bucuriei în Duhul Sfânt, în Împărăția lui Dumnezeu, spre mântuirea noastră. Amin.